Drumul de la Stoienești la Giuvărăș, cunoscut drept Valea Oltului, va fi complet modernizat în perioada următoare. Administrația județeană a semnat astăzi contractul de finanțare a lucrărilor cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. Fondurile necesare investiției sunt puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional. Pentru Consiliul Județean este un proiect important de infrastructură. Este vorba despre modernizarea DJ 642, un drum județean de 46 de kilometri, aproximativ 81 de milioane de lei, un drum finanțat prin Programul Operațional Regional Axa Prioritară 6, îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Aria Prioritară 1, însemnând strategia Dunării. Drumul județean 642 face legătura între cele 9 localități de pe Valea Oltului. Pe lângă reabilitarea și modernizarea căii de rulare, proiectul mai prevede și alte lucrări menite să ofere participanților la trafic o siguranță mai mare decât în prezent. Sunt o serie de lucrări, cum ar fi amenajarea intersecțiilor, amenajarea stațiilor de autobuz și parcări. Sunt 15 stații de autobuz care vor fi amenajate. Noastră ați menționat localitățile, sunt 9 localități prin care va tranzita acest drum, respectiv 29.000 de locuitori vor putea beneficia în mod direct de modernizarea acestei infrastructuri. Consiliul Județean Olt face demersurile necesare pentru accesarea altor fonduri menite să pună la punct infrastructura Oltului. Autoritățile au depus un proiect în cadrul aceluiași program, dar pe strategia Dunării, care vizează reabilitarea unui alt drum județean important. Pe strategia Dunării, Consiliul Județean Olt mai are depus un proiect care în acest moment este în faza de evaluare tehnică și economică. Este vorba despre drumul județean 643 care pleacă din Bobu, Osica de Jos, Voineasa, până la ieșire națională la Balș. Asta înseamnă un drum de aproximativ 25 de kilometri și o sumă de 56 de milioane de lei. Cea mai mare investiție în infrastructura rutieră olteană reprezintă refacerea și modernizarea DJ 564, cu o lungime de 60 de kilometri ce traversează 10 localități aflate pe ruta Dăneasa-Slatina-Verguleasa. Potrivit autorităților, în scurt timp proiectul va fi gata și se vor demara procedurile de stabilire a firmei care va realiza investiția în valoare de 28 de milioane de lei.